găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Elena Parapir, iar în această seară, în cadrul emisiunii Orașul meu, ne reîntâlnim cu deputatul PSD Galați, domnul Florin Păslaru. Bine ați venit, domnule Păslaru. Română, bună seara. Cum ați ajuns de la Galați, de la București la Galați? Pentru că am înțeles că a fost de făcut acest drum pe condiții meteo nefavorabile, zăpadă multă. Da, interesant este cum am plecat de la Galați spre București. Da, am plecat zilele trecute spre București. Era o ședință de-a noastră la partid. De acum începem activitatea și în Parlament și activitatea politică. Știu că e un an destul de greu, cu două rânduri de alegeri. Trebuia să plec la București și am riscat, am plecat. De la Brăila la Slobozia a fost puțin mai greu, dar n-aș vrea să supere, eu știu, cei de la rutieră, dar ei ne-au îngreunat pentru că mergeam, e adevărat, să fim, era o coloană cu un utilaj de dezăpezire în față și mașina poliției, mergeam cu 30 pe oră. Și cred că se putea merge mai repede. Una peste alta am făcut vreo 7 ore până la București, iar după o zi de stat în București m-am reîntors și a fost ok, drumul a fost bun, am venit cam în 4 ore. E adevărat că cu puțină frică în sân așa, cu geacă și pantaloni de schi în mașină, cu niște ghete destul de groase de zăpadă pe care din fericire nu le-am folosit. Să înțeleg că n-ați fost singurul care v-ați aventurat la drum lung în perioada aceasta, dacă spuneți că era drumul aglomerat. Foarte aglomerat, foarte aglomerat drumul, foarte multă lume bănuiesc că aveau probleme, că nu pleacă nimeni de bucurie din casă. Faptul că autostrada era închisă și că circulația era deviată pe drumul vechi, Constanța-București, a născut iar foarte mult în zona Drajna, unde e și calea ferată. Ba era bariera că trecea trenul întârzia, bariera stătea mai mult, erau foarte multe mașini care veneau fie din Constanța, fie din București. Era acolo un nod destul de greu de deznodat, dar una peste alta s-a circulat. Facem o paranteză, are legătură această plecare intempestivă de la Galați cu, nu știu, viitoarea dumneavoastră poziție în cadrul campaniei naționale? Da, văd că le aflați repede. Da, s-a făcut la nivelul Partidului Social Democrat staful de campanie națională și zic eu că e onoare pentru mine, adică eu sunt convins, sper să spună și colegii mei că e onoare, sunt în staful, în echipa de conducere de 5 persoane de la București, cei care vor coordona campania electorală a partidului la nivel național. Da, are legătură pentru că asta s-a discutat. Între alte probleme, cam asta a fost principalul punct pe ordinea de zi. Ne întoarcem la Galați și la zăpadă. Ce spun oamenii? Cum s-a descurcat primăria anul acesta în privința municipiului, bineînțeles? Eu am fost tot într-o acțiune politică. Am avut comitetul executiv săptămâna trecută la Piatra Neamț. Am venit duminică, era perfect, nu era nimic. Duminică, nu, am venit sâmbătă. Duminică când m-am trezit, era zăpadă. Acum vreau să vă spun că cel mai greu a fost când am ieșit din parcare. Pe drumurile din Galați, eu am circulat. Am circulat bine, bine, în condiții de iarnă. Nu era lună trotuarul, nu era lună asfaltul, dar pe principalele artere s-a circulat. Străzile secundare din au rămas știu, în continuare problematice. Da, din câte știu, n-au fost problemele care erau în ceilalți ani, deși a fost o cantitate destul de mare de zăpadă. Ecosalul, am înțeles că a curățat străzile din municipiul Galați. Bine, nu numai utilajele lor, și utilaje închiriate de la alte studii. Am văzut câteva societăți din Galați reprezentative. Eu cred că Ionuț Puchianu și-a făcut treaba, directorul Ecosal și Ecosalul în ansamblu. Iar la nivelul județului avem clasicul de N24D care a fost înzăpezit. Cu asta au început jurnalele și de anul acesta, cu Galațiul, cu situația de la Scânteiești, oamenii care n-au putut să-și ducă de la bun început mortul la groapă, a fost ajutat de către primar care le-a dat niște utilaje, după care s-a reînzăpezit drumul. Ce se întâmplă pe DN24D? Există vreo soluție pentru reglementarea situației? Da, acum aș începe cu o glumă. E normal, întotdeauna o emisiune se înceapă cu o știre de notorietate. Păi DN24 e de notorietate, că sunt probleme pe el. Am auzit de isprava primarului de la Schela. Felicitări pentru ceea ce a făcut acolo. Din păcate, vremea rea, vântul, n-ai ce să-i faci. E urgia naturii, n-ai cum să te opui naturii, a blocat drumul. Acum, ce să spun, eu mai particip, când sunt în Galați, particip la comandamente și de fiecare dată se spune, domnule, suntem pregătiți. Am fost, câțiva ani în urmă, am fost în județ și am văzut că, într-adevăr, mergeau utilajul de dezăpezire, în spate se bloca drumul. Acum, ori mai greșit și drumare, dar și condițiile meteo care sunt specifice Galațiului duc ca această acțiune de dezăpezire să fie mult îngreunată. Una peste alta e bine că acum toate drumurile sunt deschise
Și, nu știu, așa sunt eu. Când mergeam spre București, pe un post de radio cu Europa FM, apăreau tot felul de comentarii. Și exact pe porțiunea de drum pe care eram eu, erau comentarii între Brăila și Slobozi. Domne, să merge greu, ce fac ăștia, nu sunt în stare, nu sunt... Și aș fi vrut și eu să intervin, să spun, domnule, nu e adevărat, eu cred că omul ăsta circulă pe altă rută, pentru că aici se circulă. E adevărat, în condiții de iarnă, e adevărat, greu se circulă, dar se circulă. Adică nu întotdeauna ceea ce auzi pe la posturile, Doamne ferește, nu mă leg de posturile noastre de televiziune, dar în anumite posturi se mai exagerează, anumiți participanți la trafic mai exagerează. Cred că nu-i plăcut pentru polițistul sau drumarul care stă în frig la nu știu minus câte grade și în vânt nu e greu să facă activitatea aia de acolo și lui ar conveni să, eu știu, să degreveze cât mai repede, să se deschidă un drum ca să plece undeva la căldură. Unul una peste altul, eu cred că, deși s-ar putea să, eu știu, să dezamăgesc anumiți telespectatori din asta, cred că cei care trebuiau să-și facă treaba chiar și-au făcut-o. Legat tot de vremea rece, 100.000 de gălățini ar putea rămâne fără căldură începând de luna viitoare. Dacă electrocentrale nu achită către RomGaz factura pe ianuarie, dar în contul datoriilor din 2015. Cum comentați această situație? Nu e în regulă. Nu este în regulă. În momentul în care ai pe mână, fie că te numești primar, fie că te numești președinte de Consiliul Județean, fie că te numești parlamentar, când ai pe mână o problemă mai ales umană, cum e cea de acest gen, căldura, nu trebuie să juca cu căldura, cu salubritatea, cu apa caldă, cu curățenia, cu câinii, sunt anumite lucruri care nu te poți juca. Dar vă spun acum și partea plină a paharului, n-au prea rămas până acum gălățenii fără căldură, o perioadă îndelungată de timp. Sunt convins că se vor găsi niște soluții. Este normal ca aceste soluții să găsească. Inclusiv, cred eu că responsabilitatea au și cei de la electrocentral. Nu trebuie să spună, domnule, nu mă interesează mie dacă n-am bani la RomGaz, la fel și RomGazul. Adică trăim totuși în România și ar trebui, cum spunea un jurnalist, să ne ocupe tot timpul acest lucru prin probleme pentru gălăție. Eu cred că se va rezolva, dar în orice caz nu este bine. Nu e bine nici măcar faptul că adică stadiul în care suntem acum, se vorbește că s-ar putea nu știu câți gălățeni să rămână fără apă caldă. Nu se poate așa ceva. Trebuie ca cei care sunt, eu știu, care au misiune în acest domeniu, în această zonă, să facă în așa fel încât cuvintele de astea să nu se mai aude. Pentru că demoralizez populația și așa trăim cum trăim, în loc să ne gândim la servicii și la ce avem să punem pe masă, ne gândim și la faptul că nu avem căldură și asta nu e bine. Plecăm de pe plan local și mergem pe plan național. Dacian Cioloș a respins propunerea PNL de modificare a legii alegerilor locale. O lege care a fost promulgată în 20 iulie 2015 de Klaus Iohannis, în condițiile în care PNL făcea parte din majoritatea parlamentară. Cum ne afectează acest lucru? Da. Ce se întâmplă? Spune că nu suntem în campanie, nu e adevărat, suntem în pre-campanie electorală, toți oamenii politici sunt angrenați în campanie electorală, toată lumea vrea să-și pregătească candidat bun și să câștige președinte de Consiliul Județean, primar, consilier local și județean. Pentru asta încep tot felul de jocuri. Să fac sondaje. În momentul în care faci sondaj de opinie și vezi PSD-ul că e bine și în Galați, și în Brăila, și la țară, și în Ardeal, și peste tot, începi să-ți faci probleme. Cred că asta a făcut și Alina Gorghiu. Eu am fost interpelat și de colegii dumneavoastră din presa centrală și am spus ceea ce vă spun și dumneavoastră. S-a făcut o lege. Mai mult decât atât, eu m-am informat foarte bine în legătură cu această lege. Inclusiv, marea majoritate a membrilor PNL au votat această lege. Deci au fost vreo 70 de voturi de la PNL, din care 64 au votat pentru. Bun, și atunci cum se explică solicitarea? S-a făcut legea. Am fost mai mult decât atât. Când s-a făcut legea de conduită electorală, președintele acestei comisii era domnul Voicu, care era de la Liberari. Lăsând deoparte faptul că venea din an în pași la ședință și dădea vina pe noi că nu se modifică cât mai repede legea, noi spuneam, nu putem, dacă nu avem președinte, cum să o jucăm? Am fost și eu membru în acea comisie. Deci, președintele a fost de la Liberari. Votul a fost covârșitor pentru alegeri într-un singur tur. Comisia de la Veneția, de care ținem cont de fiecare dată când avem o problemă, spune foarte clar că un proiect de lege, o lege, nu se poate modifica în anul electoral. Mai sunt 4 luni până la alegerile locale. În niciun caz nu se poate. Eu cred că ideea pe care a făcut-o domnul Gheorghiu a fost mai mult așa, pentru presă, pentru un subiect de presă de prima pagină, pentru că era sortit eșecului din fașă. Nu poți să duci la premierul României
care dă ordonanțe de urgență numai în cazul de urgență, că sunt ordonanțe de urgență, și pe probleme de stringentă necesitate. Ori aici era foarte clar, Dacian Cioloș a spus foarte bine, domnule, nu putem să venim cu ordonanță de urgență să modificăm o lege. Legile se fac în Parlamentul României și bine să învățăm acest lucru. Guvernul... Cioloș a dat vina și pe faptul că ei sunt un guvern de tehnocrați. Nu contează că ești guvern politic sau guvern tehnocrat. Nu poți să vii să modifici un lucru care merge. Deci s-a stabilit prin votul parlamentarilor care sunt trimiși de populație, de popor, să facă legi. S-a făcut legea asta, s-a votat, a mers la președinte, președintele n-a avut nimic de comentat, a promulgat-o și tu vii acum, vezi că stai rău în sondaj, vezi că nu câștigi nici acolo, nici acolo. Și ar fi fost avantajat PNL-ul dacă erau două tururi? Percepția este în felul următor. Se spune așa, în momentul în care ai primar în funcție sau președinte Consiliului Județean, deja ai un avantaj. Din nefericire pentru colegii noștri PNL sau adversarii noștri politici, noi avem cu mult mai mulți primari în funcție decât ei. Dar problema este cum faci campanie electorală. Du-te, domnule, în satul respectiv, în comună, în orașul respectiv și spune, uite, domnule, ăsta sunt eu, uite, ăsta e programul meu de, pentru a veni la primărie, nu veni cu tot felul de, scuzați-mă, golănii de astea politice. Dați-ne și nouă din casă și spuneți-ne ce ne pregătește PSD-ul pentru primăria în Galați, pe partea de candidatură. Pentru că păi, toți sunt zvonuri. Nu, noi am anunțat în urma unui comitet executiv care a avut loc acum vreo lună de zile, am anunțat candidatul la primărie, nu vă spun și când, în decembrie a fost lucrul ăsta, pe data de 26-27 decembrie, am anunțat candidatura noastră la primăria municipiului Galați. Este Ionuș Pucheanu, da, directorul de la ICOSAL, care din fericire pentru el își face treaba acum, întrucât în Galați m-ați întrebat mai devreme ce se întâmplă cu dezăpezirea. Acum să dea Dumnezeu să nu fie zăpadă mare, ca să nu schimbăm impresia. Dar deocamdată băiatul ăsta își face treaba și cred eu că este un candidat bun pentru Galați. Marius Stan a făcut declarații destul de belicoase. A spus că vor fi alegeri în care va sări sânge și că va candida pe liste separate. Ce înseamnă lucrul acesta? Da, am citit și eu declarațiile lui Marius Stan. Acum cu sângele sau să încep cu candidaturile. Sigur că în momentul în care noi candidăm împreună cu NPR-ul, atunci căutăm, vedem cine e cel mai bine așezat în sondaje și mergem cu candidatul comun, sau mergeam cu candidatul comun, pentru că e normal să mergi cu candidatul care câștigi. Aici lași deoparte relații, prietenii, pile cunoștințe. În momentul în care se separă apele și noi avem candidat separat, sigur că e dreptul domnului Marius Stan să candideze din partea NPR-ului, atâta timp cât candidăm separat. Acum, modul de a face campanie. Vedeți dumneavoastră, sunt mai multe moduri. Eu din 90 tot fac campanie. Și fie că eram actorul principal la alegerile parlamentare, fie că eram unul din membrii campaniei electorale sau conduceam campania electorală în municipiu, pentru că aici am făcut campanie. Campania se poate face, și e bine să o faci, pe lucruri pozitive, pe proiecte, să spui, domnule, ăsta sunt eu, asta am făcut până acum, asta vreau în continuare să vă arăt. Campania poate fi și rea, cu dat la picioare. Din păcate se întâmplă lucrul ăsta. Ne întâlnim, dăm mâna, nu ne atacăm, nici n-am ieșit bine din sala aia și dăm adversarului la picioare, adversarului politic. Eu nu sunt adeptul unei campanii de genul ăsta. Acum fiecare gândește în felul lui. Știți cum este? Ca atunci când eu discut cu cineva și nu eu. Discută două persoane și nu au argumente și începe unul altul să-i dea o palmă. Deci nu mai este limbajul vorbelor și atunci apare agresiunea asta fizică. Nu cred că este normal, cred că e un început de campanie electorală, sunt niște declarații, dar eu cum îl cunosc pe Marius Stan, nu cred că va face lucruri de genul ăsta. Eu aș veni cu realizările pe care le-am, ce am făcut, ce vreau să fac în continuare, pentru că există niște proiecte, există tunelul ăla, în care eu am spus-o public de atâtea ori și în continuare spus, am încredere în tunelul ăsta. E bine pentru Galați deja să prefigurează, deja sunt așteptări. Poți să vii cu alte elemente surpriză, cu alte planuri surpriză. Fiecare candidat are ceva într-un buzunar. Dar n-a mai fost folosit odată tunelul? Nu, n-a mai fost folosit până acum. Tunelul, din câte știu, n-a mai fost folosit. Partea de traversare a Dunării. Partea de traversare e din 90. Tot traversăm Dunărea cu pod, cu tunel, cu, mai rămâne cu avionul să-l traversăm. Ideea este că declarația, ca să finalizăm răspunsul la întrebarea noastră, asta cu sânge pe pereți, toate partidele pot să facă așa ceva. Fiecare poate este să... Este mai la îndemână genul acesta de campanie? Mai în agresivă? În general este la îndemână omului care are alte argumente. Deci, în campanie electorală este foarte clar, 60% în notorietate, restul este intenție de vot. Și atunci, eu dacă n-am notorietate, trebuie să ies cu ceva în față, trebuie să vorbească lumea de mine. În momentul în care ai notorietate, deja încep să construiești.
De-aia cred eu că astea sunt declarații dinainte de campanie. Am trecut prin multe campanii și țin să cred că nu vom ajunge la o campanie de genul ăsta. Mi-aș dori, sigur, să nu fie o campanie negativă. L-aș convinge pe candidatul meu la primărie, pe Ionuț, să nu înceapă cu o campanie negativă. Dar în momentul în care cineva aruncă cu piatră în tine, la un moment dat trebuie să răspunzi, da. Avem în momentul acesta 5 candidaturi care s-au anunțat oficial, vorbim de Nicușor Ciumacenco, președintele filialei locale a PNL, vorbim de Cătălin Cristache de la Mișcarea Populară, Marius Stan, primarul în funcție, Ionuț Puchianu de la PSD și Constantin Telegan de la Partidul Gălățenilor. Cum vedeți acești 5 actori principali? Au gălățenii opțiuni reale? Păi, o opțiune este PSD-ul. Și vreau să vă spun că de fiecare dată când PSD-ul a avut un candidat sau a participat într-o coaliție, a câștigat. Și părerea mea este că vom câștiga și în acest an. Ideea este ca și actori. Sigur, Marius Stan este primarul în funcție. Deja pleci cu un procent după tine. Acum, nu știu, să dau din casă, să nu dau, că aș putea să spun foarte simplu. Sunt 3 actori. PSD-ul, Ionuț Puchianu, Marius Stan și Nicușor Ciumacenco. E o părere pur personală. Va fi o lansare a PNL-ului cu Nicușor Ciumacenco. Părerea mea este că nu va candida Nicușor Ciumacenco. Sunt convins că declarația mea va produce multă vâlvă în presa locală. Eu cred că nu va candida Nicușor Ciumacenco. Eu cred că PNL-ul și PDL-ul au altă mișcare. Din câte știu eu, nici sondajele nu-l avantajează. Și cum spuneam, e normal să intri în competiție cu cineva care are șanse reale să câștige primăria. Și de aia spun eu că aici este polul de putere. Deci, încă o dată, Ionuț Puchianu, Marius Stan și candidatul PNL-ului, care, deși va fi anunțat oficial, eu cred că, pentru că, uitați-vă la București, Cristian, sau cum îl cheam, Bușoi. Eu dacă mă duc la București, văd panouri peste panouri, a făcut Bușoi, adres Bușoi, ce va face Bușoi, cum va face Bușoi. La un moment dat era prea mic, cu toată lumea care se întâlnea, el se uita în sus, dădea mâna, că e o tehnică de campanie. L-au așezat, nu-i mai dădeau decât de la brâu în sus și îl puneau undeva egal. La un moment dat a fost o fotografie de toată lumea se uita, era aproape egalul lui Iohannis. Nu merge chestia asta, n-ai cum. Nu mai funcționează. Președintele PNL, Alinau Gălgiu, a spus foarte clar, președintele pe municipiu este, cum îl cheamă, fostul ministru al justiției din nu știu ce perioadă, Predoiu, și zice, s-ar putea să mergem cu el. Părerea mea este că se va merge cu Predoiu. Predoiu are un discurs, are limbarniță, știe să vorbească în fața camerei, știe să vorbească în fața cetățenilor, știe să coboare, să ne ridice la nivelul interlocutorului și cred că același lucru se vede și la Galați. Adică nu poți să ieși să candidezi, așa cu un participant care nu-l vezi nicăieri și când îl vezi ești foarte supărat. Acum nu vreau să-i dau niște sfaturi, departe de bine să-i dau sfaturi, ar trebui să spun acum, e foarte bun, e candidatul ideal. Dar v-am spus, între cei 3 se dă lupta, sigur, eu am și partea mea de subiectivism, câștigă Ionuț Puchianu, dar PNL-ul schimbă candidatul. De ce nu s-ar califica Nicușor Ciumacenco, având în vedere că totuși are argumentul faptului că a lucrat în aparatul primăriei? Știți câți oameni au lucrat în aparatul primăriei? Deci sunt extrem de mulți foști viceprimari, city manageri, consilieri locali care au lucrat în aparatul primăriei și care chiar știu cu ce se mănâncă activitatea din primărie și nu candidează. Deci potențial candidați sunt extrem de mulți, trebuie să-i califici. Și atâta timp când n-ai făcut un profil al candidatului, eu știu că, repet, nu e treaba mea. Părerea mea este că nu vor merge cu Nicușor, pentru că va fi un perdant. Dar putem să despre cine ar putea fi vorba? Nu putem specula deocamdată. Eu știu, dar știți cum e și lupta asta, lupta politică are o anumită limită. Eu sunt un cavaler în lupta politică. Niciodată n-am lovit pe la spate, niciodată n-am dat niște informații care nu se dau. Eu știu persoana respectivă, prefer să o arunce în spațiu public altcineva. Spuneți că mergeți în fiecare zi la biserică, vă întâlniți cu oamenii, discutați cu ei. Ce spun oamenii că își doresc de la primarul viitor? Ce se întâmplă acum și ar vrea să nu mai aibă parte și mai departe de așa ceva? Da. Acum, știți cum e? Primarul trebuie să fie primarul gălățenilor. Trebuie să fie al tuturor. Al tuturor primarilor. Al tuturor gălățenilor, scuzați-mă. Primarul trebuie să fie cât se poate deschis. De-aia e primar. Oamenii l-au ales să le rezolve problemele și să-i și asculte.
adevărat că nici nu-i bine, sunt, am văzut-o la primărie și când eram la ADP și acum ca parlamentar, pentru că dacă nu reușesc să deschid o ușă în primărie, vin la mine. Primarul trebuie să stea, să-și găsească timp să-i asculte pe oameni. Deci să fie problema audiențelor una atât de stringentă? Mă rog, da, să meargă pe stradă, stea de vorbă, să vadă acolo la firul ierbii despre ce-i vorba, de ce-i câinele era acolo, ce-au făcut aia acolo, s-a dus nu știu cine și-a luat gunoiul de acolo, au apărut, ce probleme au cu facturile, ce se întâmplă cu persoana. Eu aș merge, eu aș sta pe stradă, nu știu, aș sta 10-12 ore pe stradă și aș găsi timp și pentru asta în primărie. Așa este normal. Un primar bun are o echipă foarte bună, consilier foarte bun, city manager bun, viceprimar bun, consilier bun, n-ar trebui să fie luptele astea în Consiliul Local. Păi, oameni buni, ne adunăm toți aici. Degeaba spui tu că vrei tu nu știu ce, neoficial, și dacă nu se rezolvă problema aia, nu-ți votez. Nu, noi suntem aici, eu aș demasca toate lucrurile astea. Măi, oameni buni, vin oamenii cu probleme din Galați, rezolvă-le problemele. Adică nu numai vorbe, vom face, vom drege. Așa văd eu profilul primarului. Cel care candidează pentru un nou mandat de primar trebuie să fi făcut ceva în viață. Nu neapărat, nu știu câte tuneluri, poduri, sute de blocuri. Nu. Chiar dacă a făcut ceva mic, dar să arate că l-a făcut. Să arate că l-a făcut bine, că l-a manageriat bine, că este un bun manager. Pentru că de asta are nevoie Galațiu. Și să se apropie de probleme sociale. Pentru că orașul Galați este un oraș cu mulți șomeri, este un oraș cu o industrie mai puțin dezvoltată decât acum câțiva ani. Și atunci trebuie să faci o reconversie, trebuie să atragi investitori, trebuie să stai de vorbă. A lipsit această deschidere? Păi avem destul de mulți șomeri. Se mută polii de putere de la Galați în altă parte. Fug investitorii. Păi investitorii într-un oraș îi aduci prin drumuri bune. Dacă nu drumurile bune, îi convingi că taxele sunt bune și poate să treacă și peste niște gropi. În momentul în care vor să-și construiască ceva aici, trebuie să-i ajuți, nu să-i trimiți la nu știu cine să caute nu știu ce intermediar ca să obțină un loc, un teren, o facilitate. Oamenii trebuie să-i aduce aici. Pentru că dacă ai șomaș, dacă ai forță de muncă, dacă ai de lucru, înseamnă că forța de muncă o folosești. Dacă folosești forța de muncă, ea devine activă, ai bani, se consumă, se rulează banii, taxe, impozite. Sunt aici. Așa pleacă lumea. Au plecat atâția specialiști de la șantierul naval, foarte mulți specialiști din combinat au plecat. Aveam sudori, aveam forjori, aveam mecanici buni și au plecat. Constructori foarte buni. În Galați se construiește puțin. Lumea spune, domnule, trebuie să vină investitor. Da, mă, dar dai terenul, tu e mama lui de teren. Spune-i că dacă face blocul ăla, el vinde apartamentele imediat pentru că tu aduci nu știu ce investitor care face o fabrică aici și fabrica aia dă locuri de muncă și atunci cel de la țară vine la Galați să lucreze aici și imediat se ocupă și blocul. Tu să leagă una de alta. Cu ce fac banii galățenii la vară? Pentru că este posibil, dacă anul trecut Calorgal a avut pierderi imense pentru că a apelat la aburul furnizat de Arcelor, se întâmplă același lucru și anul acesta, pentru că nu avem încă funcțional cazanul cu apă fierbinte. Nu-i treaba mea, m-am băgat de vreo două ori în problema asta și am fost luat la ture. Până la urmă, eu l-am luat pe primar, am mers la Brăila, am găsit un cazan mai mic de vreo 50 de tone, parcă, nu știu exact toate lucrurile astea, oricum era bun pentru Galați, nu mai știu ce s-a întâmplat de atunci, pentru că știți cum e copilul, dacă nu plânge, nu-i dai să mănânce. Mie nu mi-a mai spus nimic Marius Stand, uite, o să-l întreb de problema asta. Ideea este următoarea, la Galați, înainte de 89 și cei care sunt de vârsta a doua și a treia știu lucrul ăsta, căldura venea și apa caldă și veneau aproape gratuit în oraș, pentru că furnalul are doi pereți și apa care se duce să răcească furnalul se încălzește. Apa și aburul erau folosite, erau de fapt materie de, cum se numește, chestii de astea de care nu mai ai nevoie în combina, ceva auxiliar. Sigur că da, și atunci o folosea orașul. De ce nu mai facem noi acum? Eu de acord că cei de la Arcelor vor să vândă orice, dar nu mai vinzi la nu știu ce preț, aici încep să negociezi. Stai puțin, că tu stai pe terenul meu, tu trebuie să plătești niște taxe, niște impozite. Din câte știu, Arcelor e foarte... e dator vândut primăriei Galați, nu neapărat pe sumă, cât pe penalitățile care trebuie să le plătească. Primăria tot iată penalitățile, dar combinatul nu dă nimic în schimb. Adică eu nu m-aș mulțumi cu o masă. Eu aș spune, domnule, sau n-are ce căuta masă, aici ne întâlnim la o masă, stăm de vorbă să mâncăm ceva bun și să stabilim cum e cu penalitățile. Nu, eu stai din penalități, dar dăm și mie niște facilități pentru Galați. Aici e nevoie de oameni inteligenți, de oameni care să negocieze. Acum, ce va fi la vară, vom vedea. Așadar, dacă este să ne întoarcem la subiectul anterior, viitorul primar ar trebui să vină cu propunere vis-a-vis de reconversia profesională foarte important la Galați, vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră, numărul mare al șomerilor. Suntem pe unul dintre locurile fruntașe ale României. Așadar, problematica socială
poate cineva să o abordeze în termeni realiști la noi, în vorba noastră, fără să intre, nu știu, pe iluzii, demagogii? Normal ar trebui să poată lucrul ăsta, dar eu am o rugăminte la dumneavoastră, pe mine mă întrebați mereu numai de lucruri de primărie, întrebați-mă de ale mele, pentru că eu nu candidez la primărie, n-am de gând, da, n-am noi n-am ne ustură foarte tare. Problema este că cei care candidează la primărie ar trebui să răspundă la întrebările astea, dacă nu știu să răspundă, n-au ce căuta aici. Sigur că eu sunt o fire mai așa, mai neastâmpărată, nu pot să stau liniștit. Cu siguranță o să întreb lucrul ăsta. Cu siguranță îmi doresc. Sunt investitori care vin și eu nu pot decât atât să le facilitez venirea la primărie. Din păcate, nu știu dacă unul sau doi au reușit să stea aici. Mie nu-mi iese din cap acei chinezi care au plecat de la Galați după ce au venit aici, au plecat la Galați și au plecat la Brăila și fac acolo investiții. Lucrul ăsta nu pot să-l... În momentul în care pierd, când pierd și la fotbal și la tenis și la... E cuvântul ăla urât care nu se folosește în media, dar îl spun moftic. Nu se poate, adică Galațiu trebuie să redevină ceea ce a fost. Cu tot respectul pentru colegii din Brăila, noi întotdeauna eram deasupra lor din toate punctele de vedere. N-am nimic cu Brăila, să se dezvolte, dar nu trebuie să dezvolte în detrimentul gălățenilor. Galațiu trebuie să își folosească potențialul. Sigur că da, sigur. Bun, vă întreb de ale dumneavoastră. Noua sesiune parlamentară. Spuneți-ne, cine pregătește parlamentul? Pregătește legi sociale. Noi PSD-ul întotdeauna am fost cu, aici sunt pe terenul meu, am fost întotdeauna cu, pe partea asta de stânga, asta este doctrina Partidului Social Democrat, pregătim legi sociale, pregătim tot felul de îndreptări a legilor anterioare care au fost greșite, s-a văzut că în anul 2014 am oprit renumitul export de lemne ilegal prin firma aceea 2015. De austriacă, da, Zweihofer parcă se numește, da, s-a supărat președintele, până la urmă s-a rezolvat. Am mărit pensiile, am readus salariile, facem numai și în continuare vom face legi care vor fi în interesul cetățenilor, chiar dacă vom fi acuzați de adversarii politici că vom face legi populiste. Nu, proiectele de lege sunt de ani de zile în dezbaterea Parlamentului, multe dintre ele se vor finaliza, parte dintre ele, nu știu, dar îmi doresc să se finalizeze. Una peste alta, activitatea parlamentară cred că va dudui așa vreo 2-3 luni, după care lumea cam pleacă acasă, pentru că începe campania electorală. O să stabilim în conducerea Camerei, în biroul permanent, care este data din momentul în care parlamentarii vor merge în teritoriu pentru a-și face campania electorală. Amănuntele privind alegerile locale nu au lipsit în această emisiune, cum nu au lipsit nici cele referitoare la sesiunea parlamentară. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Păslaru, vă mai așteptăm alături de noi. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!